În perioada 17-20 septembrie 2024, Universitatea Politehnică Timișoara găzduiește prima ediție a Școlii Germane de Toamnă, un eveniment educațional și cultural destinat studenților din România, Serbia și Ungaria. Organizat în colaborare cu Serviciul German de Schimb Academic, evenimentul se desfășoară în limba germană și se concentrează pe tema perioadei comuniste. Pe parcursul celor 4 zile, studenții vor participa la diverse activități, pe cum prelegeri, prezentări, discuții, explorări urbane și ateliere interactive, toate în limba germană. Programul include și un tur al orașului Timișoara, în cadrul căruia participanții vor vizita locuri semnificative, inclusiv Muzeul Revoluției, pentru a înțelege mai bine perioada comunistă din România, Serbia și Ungaria. Scopul nostru este să oferim tinerilor oportunitatea de a învăța despre comunism, o perioadă istorică puțin cunoscută de generația lor. Participanții au ocazia să împărtășească experiențele lor personale și familiale, contribuind la o înțelegere interculturală mai profundă a acestui subiect, a transmis coordonatorul evenimentului. Parteneri ai evenimentului sunt Centrul de Proiecte al UPT și Biblioteca Universității Politehnica Timișoara.